Doi șoferi începători au făcut moarte de om azi noapte în două accidente identice, când goneau cu mașini prea puternice pentru experiența lor. Amândoi au 19 ani, iar victimele erau prieteni apropiați de ei lor, pe care au vrut să-i impresioneze. Una dintre tragedii a fost provocată de un tânăr care abia își luase permisul. Conducea pentru prima dată o mașină de mare viteză primită cadou. La volanul unei mașini puternice, un tânăr de 19 ani din Timiș a zburat cu 100 de km pe oră și a postat isprava pe internet. Avea permis de conducere de 4 zile și mare încredere în el, la fel și părinții care i-au făcut cadou un automobil de mare viteză. Câteva ore mai târziu se urca în mașina nerecomandată începătorilor, tocmai pentru că era prea puternică și își invita o prietenă la plimbare. A urmat dezastrul. Într-o curbă, băiatul nu a mai putut stăpâni mașina. Cel mai probabil din cauza vitezei și a lipsei de experiență, șoferul pierde controlul volanului, iese de pe carosabil și se răstoarnă de mai multe ori pe câmp. Resturile vehiculului sunt împrăștiate pe o distanță de 200 de metri. Nici șoferul, nici pasagerul, adolescentă de 17 ani, nu purtau centură de siguranță. Amândoi au fost aruncați din mașina care s-a făcut zob. Fata a murit pe loc. Tânărul de la volan a supraviețuit, dar are răni serioase și este internat în spital. Tardiv, mama lui regretă cadoul periculos. Trebuia să iau altă mașină, nu prea avea. Ieri am dat numerele și talonul. Și știe că a murit fata care era pasageră? Da, am zis acum. Și cum a reacționat când i-a spus că a murit? A picat așa ca și cum o leșinat. Mama fetei care a murit în accidentul provocat de șoferul începător încă face eforturi să înțeleagă cum a rămas fără unicul copil. Ce pot să-i aduc? E o rochie de mireasă, că nu este fata, e minoră, ce pot să-i aduc? Chestiile astea nu o să rămână așa, eu o să-i dau în tribunal. După ce va fi externat, șoferul începător va fi anchetat de ucidere din culpă, acuzație pentru care poate fi condamnat la cel mult 5 ani de închisoare. O pedeapsă mai gravă îl așteaptă pe alt începător care și-a omorât azi noapte un prieten într-un accident petrecut pe o șosea din Argeș. Tot în vârstă de 19 ani, a condus băut și a ratat o curbă. Mașina a intrat cu viteză într-un șanț, apoi a fost aruncată într-un gard de beton. Pasagerul, de aceeași vârstă cu șoferul, s-a stins pe loc. Tragediile provocate de șoferi fără experiență sunt un fenomen alarmant. Anul trecut, din 28.000 de accidente, un sfert au avut drept cauză manevre ale unor începători care nici nu împliniseră 20 de ani. De aceea, un proiect de lege vrea să interzică tinerilor sub 21 de ani și celor care au permis de mai puțin de 12 luni să conducă mașini de peste 100 de cai putere. Fără pregătire serioasă la școlile de șoferi, legea nu poate reduce prea mult statisticile negre, spune fostul pilot de raliu Titi Aur. Nu se face aproape nimic pentru conștientizarea efectivă a viitorului șofer. Nu se trece prin niciun fel de simulatoare de tamponare, de răsturnare. Ai pregătire puțină, îți asumi riscuri mari. De cele mai multe ori, începătorii provoacă accidente pe șosele din cauza teribilismului. Se urcă băuți sau drogați la volan și conduc cu viteză prea mare. Afli oriunde-i fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.